Salut, prieteni! Astăzi doresc să vă prezint această frumoasă covertură croșetată cu aspect exotic caraibian plină de culoare care o să vă înveselească casa. Foarte potrivită pentru balansoar, pentru șezlou cu de pe terasă, o să vă facă să vă simțiți exact ca într-un concediu exotic în Bahamas. Haideți să vedeți ce ușor și ce rapid se execută această covertură. Acesta este firul pe care l-am folosit. Este un fir șatirat de grosime medie, dar nu uitați că dumneavoastră puteți să executați această covertură într-o singură culoare roșu, galben, bleu, așa cum doriți. Cum vedeți, este formată din piese asamblate, adică vom executa separat fiecare floare și se asamblează foarte ușor. O să vedeți ce ușor executăm acest model și cât este de rapid. Vom începe prin a face un nod ca să pornim. Așa. Dublu. Iar în momentul de față, vom face șase ochiuri de lanț. 2 3 4 5 și 6. Închidem rânțișorul nostru. Tragem firul care a rămas de margine pe sub inel, pentru că îl vom ascunde frumos sub inel. Și acum, 1, 2, 3, 4, 5 și vom face 8 piciorușe de jur, împrejur. 8 piciorușe cu 8 spații între ele. 1, 2. Le distanțăm cu 2 ochiuri. 1, 2. Vedeți? Firul tot timpul sub inel, ca să-l mascăm la final și să-l tăiem ușor. Lucrul nostru va fi sigur, nu se va desface. 1, 2, distanță. Picioruș, și așa mergem roată de jur în până vom avea aceste 8 piciorușe, 8 spații între ele. Am executat cele 8 piciorușe, acum îl vom prinde în ultimul ochi din cele 5 piciorușe, 5 ochiuri de lanț care l-am făcut la început trecem cu croșeta în el, iar în fiecare spațiu vom face patru grupuri de piciorușe înalte. De felul următor, de două ori pe croșetă, facem piciorușe înalte. și al patrulea. Distanțăm două ochiuri, 1 2 și la fel, continuăm cu patru piciorușe înalte în spațiul următor. Și al patrulea picioruș. Le aranjăm frumos, să fie uniform. În colțuri vom face o bridă. Din nou, ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și continuăm cu patru piciorușe înalte în spațiul următor. Pe lateral facem patru ochiuri de patru piciorușe înalte, cu distanțier numai 1 2 ochiuri dar în colțuri facem acest distanțier din lanțuri de 9 ochiuri și astfel se formează steaua noastră frumoasă Deci îmi place acest șati, fir șatirat. Are niște culori solare frumoase. Te face să te gândești la vara caldă, la soare. Am ajuns în colț, iar facem bridă. Din nou ochiuri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 Și continuăm cu patru piciorușe înalte. Și pentru că suntem pe lateral, vom face un distanțier numai din două ochiuri vedeți cât de rapid se execută și ce dimensiune frumoasă prime. Capătă steluța noastră. 3. Și al patrulea picioruș înalt. Distanțăm numai 1, două ochiuri. Continuăm cu patru piciorușe înalte. Și vom ajunge în colț unde vom face brida noastră din nou ochiuri. Și a patra. Iar pentru că suntem în colț, Facem brida de 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 și 9. Și suntem pe ultima laterală. Facem ultimele piciorușe. și pentru că suntem pe laterală, distanțierul va fi de... Exact, aveți dreptate. Două ochiuri. Deci, pe laterale avem distanțier două ochiuri, dar în colțuri avem bridă din nou ochiuri de lanț. Ați văzut ce repede s-a executat această floare. Nici n-aș putea să-i spun că e o floare steluță, un motiv geometric, dar arată superb, pentru că atunci când le asamblăm, acele bride de nouă, prinse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Deci când prindem bridele acelea nouă, formează această frumoasă steluță la mijloc. Am ajuns la final. Acum închidem. Perfect. Tragem acest fir și îl tăiem. Același lucru facem și în spate. Tragem bine de fir. Luăm o croșetă mai subțire și vom ascunde firul prin brida laterală de două-trei ori. Nu e nevoie decât să ascundem firul, pentru că deja ea este fixată prin nod. Bun. Tăiem. Și ia uitați-vă ce frumos arată steluța noastră. le vom prinde, le vom asocia în timpul lucrului și astfel se formează frumoasa noastră pătură sau puteți să o folosiți ca model pentru o față de masă, o covertură extraordinar de frumoasă, foarte potrivită pentru sezonul de vară, cu aer exotic, o adevărată plăcere. O să vă înveselească casa, o să-i dea o notă exotică. Sper că v-a plăcut modelul nostru, doamnelor și domnilor. Vă doresc o zi plăcută și vă aștept în curând cu un nou model frumos pe care să lucrăm pentru bucuria sufletului nostru, pentru casa noastră. O zi bună să aveți, dragi mei prieteni!